Vreau să fie bine. Oricum, avem încredere unul în celălalt și nu o să fie nimic rău. O să fie totul bine. Cu Dumnezeu înainte. Cătălin, baftă multă. Mulțumesc mult. Și ne vedem la final. Mulțumesc. Ioan, știu că e greu să ai o adiție într-o prietenie, dar mi-aș dori, pentru o oră, să mă consider prietenul tău, un foarte bun prieten. Cu siguranță. Da? Domnul. Și împreună. Da. Și el e al treilea prieten. Să-l atragem și pe el în prietenia noastră. Cu siguranță. Noastră. Cine vă însoțește în seara asta? Alături de noi e mama mea și... Bună seara! Și bunica lui Cătălin. Și bunica lui Cătălin. Cum le cheamă? Pe mama o cheamă Adela și pe bunica Iulica. Sărut mâinile, bună seara. Ne bucurăm că sunteți alături de cei doi copii frumoși și curajoși. Și noi. Și aș vrea să o salutăm pe această cale și pe mama lui Cătălin, care nu a putut să-și ia liber de la lucru. Și îmi doresc foarte tare ca după această seară să reușiți să veniți înapoi în țară și să rămâneți în țară. Dar... Și eu aș vrea. Cel mai mult. Hai, nu plânge. Ioan, îți propun un lucru. Înainte de a începe runda 2, ce zici dacă l-am vedea puțin pe Cătălin? Cu siguranță. Cred că și el s-ar bucura să ne vadă, dar nu se poate momentan. E adevărat, el nu ne poate vedea, nici nu ne aude. Da, oricum, toate gândurile noastre sunt la el. Cred că și bunica, și mama lui se gândesc acum la noi, la el. Și tot o să fie bine. Adică simțim unul către celălalt. Voi aveți o legătură foarte puternică, da, de prietenie. Da, da. Deci nu va fi o problemă să-i transmiți tot. Eu cred timpul. Că nu o să fie o problemă. Acum să vedem zidul dacă ne pune vreo piedică sau nu. Dar sperăm că nu. Să sperăm că nu. Hai să-ți povestesc mai bine despre runda 2. Suma maximă de la runda 2 este de 40.000 de lei. Da. Așa cum știi, începem cu două bile verzi. E de bine. Însă la final avem și două bile roșii care iau bani. La mijloc avem trei bile albe. Ele sunt întrebările. Asta reprezintă. În funcție de cum răspunde Cătălin, se fac verzi sau roșii. Astea sunt regulile, destul de simplu, nu? Foarte simplu. Bun, ce zici? Vrei să începem? Cu siguranță. Începem cu bilele verzi? Începem cu bilele verzi. Aș vrea să-mi spui, te rog, de unde ai vrea să o lansezi? Prima bilă verde aș vrea să plece de pe poziția 2, pentru că eu sunt născut pe 11 decembrie și Cătălin e pe 10 februarie, luna a doua. 1 cu 1, 2, 2 februarie, 2. Deci prima bilă verde de la Marele Zid va merge la 2. A plecat, a ajuns la poziția 2. Este o poziție puțin mai în stânga. E cumva un joc precaut pentru prima bilă verde. Exact. Iar cea de-a doua bilă verde să plece de la poziția 3. Pentru că oricum am dau în seara asta, totul se rezumă la prietenia a trei oameni. Fie că sunt eu, tu și Zidul, fie că sunt eu, Cătălin și Zidul. Oricum am dau, suntem trei. Suntem trei, eu, mama și bunica. Trei, oricum ar fi. Plus că trei poate fi o cifră norocoasă, deci să fie trei. Pupată, bila verde a plecat, a ajuns la poziția 3. Și acum vine partea frumoasă, Ioan, când punem bani pe zid. Să cadă bilele! Hai, zidule! Hai! Aici, dreapta. aici! Mare! Aici! Hai, puțin aici. Și 15.000 și încă 10.000! Hai că e bine! E bine! 20.293 de lei! 200 de milioane de lei! Până acum e bine. Acestea au fost cele două bile verzi. E o sumă frumușică, 200 de milioane, dar trebuie să mai creștem. Încercăm. Bun, hai să vedem primele variante de răspuns. A. Suceviță. B. Voroneț. C. Humor. E clar că e vorba despre Bucovina. Cel mai probabil e vorba de mănăstiri. Cătălin se descurcă la treaba asta.
De aceea prima bilă pe care vreau să o joc pentru întrebarea asta, o poziționez la 5. Poziția 5. Pentru că am toată încrederea că el o să știe răspunsul corect. Foarte bine. Mergem pe încredere. Despre asta e vorba în acest show. Despre încrederea în partener. Și hai să trimitem întrebarea la Cătălin. Ce mănăstire din România a dat numele unei nuanțe de albastru? Sucevița, Voroneț, Humor. Este o întrebare destul de ok. Cred că varianta este B, albastru de Voroneț mi se pare destul de cunoscut. Așa că am să blochez varianta B, albastru de Voroneț. Foarte sigur pe el, Cătălin. El a zis ceva de albastru de Voroneț. Voroneț. Care clar e albastru de Voroneț, care nu e albastru zidului, dar... Se apropie. E albastru. Hey. Momentan o să fie verde, dar... O să fie verde? Cu siguranță. Hai să vedem. Verde. Hai că e verde. E verde! Răspuns corect! Verde. Și ăsta este verdele de mare zid. E verde. Așa arată verdele de mare zid. Avem acum... o bilă verde de la 5. Care o să ajungă aici. O poziție excelentă pentru o bilă verde, aș putea spune. Nu ne mai rămâne decât să ne bucurăm de această situație și... Să cadă bila. Să cadă bila. Hai. Dreapta. Hai, nu. Mare. Ah. Dar e bine. Un leu economisit e un leu salvat, adică e bine. Însă vreau și mai mult, și mai mult, și mai mult. Hai să vedem deocamdată totalul. 20.294 de lei. Să mergem mai departe cu următoarele variante de răspuns. A. Danny DeVito. B. Ben Stiller. Sau C. Billy Crystal. Da. Probabil că e vorba de industria cinematografică. Și... Cătălin se uită la filme, dar nu atât de mult. Nu cred că ar ști. Te-ai uitat la mama sau la bunica, așa? Nu, că mama o aude aici că zice că știe. Așa. Dar eu totuși, la cum îl cunosc, eu cred că nu știe. Tu ai aici varianta de a dubla. Dacă vrei, ai putea avea două bile albe care cad din același loc. Asta înseamnă un posibil câștig de 80.000 de lei, dar de asemenea, dacă răspunsul e greșit... O posibilă pierdere de 80.000, exact. Deci aleg să nu dublez. Nu dublăm. Și avem o singură bilă albă. De la poziția 2. De la 2. Pentru că e întrebarea a doua. Da, îmi place logica ta, e a doua întrebare. De asemenea, este o poziție, mai ales că îmi spuneai că nu ai foarte mare încredere că ar ști, o poziție destul de sigură. Exact. Doamne ajută. Și a ajuns bila la 2, întrebarea la Cătălin. Care este numele actorului alături de care a jucat basketbalistul român Ghiță Mureșan în filmul american Uriașul meu? Danny DeVito, Ben Stiller, Billy Crystal. Oh, ok. Întrebarea asta, sincer să fiu, mă pune puțin în dificultate, dar varianta A, Danny DeVito... Cred că o să o scot pe aceasta. Am să blochez varianta B, Ben Stiller. Dacă ar fi fost după mine, aș fi blocat varianta A, doar pentru că așa aș fi simțit. Nu pentru că aș fi știut, da. Tu ai văzut filmul? Nu. Și sper că el să fie avut dreptate. Hai să întrebăm zidul. Din păcate, răspunsul corect era ce? Billy Crystal. Deci niciunul n-am fi avut dreptate în niciunul dintre asta. Voi, din nefericire, dar n-ați văzut filmul? Suntem oarecum scuzați, dar el nu o să ne scuze cu siguranță. Nu ne rămâne decât să mergem la prietenul nostru, noul nostru prieten, să-l rugăm să ne dea o valoare mică. Să fie bun cu noi. Și să cadă bila! Aici. Hai, mic, e bine stânga. Minunat. Acolo. Aici. Hai, 10.
10 am tot zis. Tot e bine. Nu e bine, Ioan. Nu e bine, Ioan. Ba, încă e bine. Peste 1000 de euro tăiați într-o fracțiune de secundă, 15.294 de lei. Într-adevăr, nu e îngrozitor, dar eu nu-mi doresc să pierdeți bani deloc. Cam asta e ideea. Ne-am obișnuit destul cu treaba asta în viață, adică toate întâmplările prin care am trecut ne-au făcut să ne mulțumim și cu puțin și, cum am zis, să învățăm să ne bucurăm din lucrurile mărunte și toate, chiar și prezența în seara asta aici a fost o fericire pentru că jumătate din visul nostru s-a realizat pentru că mama e aici. Adică, ce ne putem dori mai mult? Dar ne putem dori mai mult totuși, chiar dacă nu ne putem dori mai mult. Ioan, îți dau dreptate până la un punct. Și te înțeleg. În ce îmi spui? Și, Doamnă, mă bucur nespus că sunteți aici cu noi. Dar avem o oră, Ioan, să ne schimbăm viața. Marele zi schimbă destine. S-a întâmplat. S-a întâmplat și se va întâmpla în seara asta, Ioan. Asta vreau să simți, asta vreau să crezi, asta vreau să vezi și asta o să se întâmple, da? Asta o să se întâmple fără doar și poate. O să se întâmple. Bine. Mai avem o întrebare la runda 2. Hai să vedem variantele de răspuns. A, 3, B, 4, C, 5. Poate fi orice. Pare destul de simplu, e adevărat. Da, poate fi matematică. Iartă-mă, e un subiect care mă sperie puțin pe mine. Și pe mine la fel. Pe nu-l sperie deloc. El e mai tehnic, da, Cătălin. Da, dar e scurt și la obiect. Scurt și la obiect. Triplăm? Ioan? Stai. Ioan? Triplăm. Triplăm! Triplăm! Felicitări pentru curaj. Mai rămâne un singur amănunt. De unde triplăm? Alex, să nu mai risc și să joc de la 1. De la poziția 1. Da. Avem 3 bile albe care vor cădea de la 1. Și lansăm prima bilă. A plecat. A ajuns la 1. Și în plus de asta, întrebarea 1 ne-a dus noroc, că a fost cea cu Voroneț. Cu albastru de Voroneț. O să ne aducă din nou noroc. Și ne-a adus verdele de mare zid. Hai, să lansăm și a doua bilă. A plecat. Ajunge la 1. Și a treia bilă e cu noroc. Să fie cu noroc. Hai să-i trimitem întrebarea. Câte vertebre conține regiunea lombară a coloanei vertebrale în cazul unui adult? 3, 4, 5. Aș elimina din start varianta A. Am să blochez și sper să fie bine. Doru, cred că ai triplat la această întrebare. Sper din tot sufletul. Am să aleg varianta C. Am să blochez această variantă. Doru? Doru. Pentru că al doilea prim-fermer meu e Dorel, dar Dorel strică lucrurile. Adică Doru, Teodor, păi și eu sunt tot Doru. Doru. Doamne ajută! Salut, Dorule! Salut, Dorule! Salut! Bine ne-am găsit! Bine ne-am găsit în fața zidului. Un zid verde la întrebarea erai, asta. Așa erai. Yes! Yes! Și acum îmi pare rău că n-am jucat mai la dreapta, dar... Hai să vedem. Hai să vedem dacă ai făcut bine sau nu. Zidule? Trebuie să fie bine. Răspuns corect! Bine, tata. Deci câte bile aveam aici? Una, două, trei. Să vedem. Hai. Și să cadă bilele. Hai. Dreapta. Vino. Hai. Mare. Hai. Aici. 1500. 15.000. Și un leu. Hai că e bine. E bine. Trei bile verzi. Hai să vedem totalul vostru. 31.795 de lei. V-ați dublat suma de pe zi, da, dintr-o singură cădere. Asta îmi place să văd. Și asta e atitudinea. Și asta e atitudinea, perfect, Ioan. Am intrat în stare, pentru așa, că primele două întrebări au fost așa mai de
un teasing, așa. De acum ne-am intrat în stare, am înțeles care e atitudinea. Ai înțeles. Nu merge clar cu jumătăți de măsură. Nu. Cu regrete, cu, nu știu, cu... Practic, nu. Trecutul a fost lăsat la intrarea în platou și de aici începe ceva. Exact, asta e atitudinea. Despre asta. Cred că despre asta o să fie zidul în seara asta. Vreau să rămânem în starea asta. Îmi promiți că rămânem în starea asta Promit, până la final? Cu mâna pe inimă. Ți-am spus la începutul rundei că mai există un element care echilibrează. Bilele roșii. Bilele roșii. Ele cad din același loc unde ai plasat tu bilele verzi, și anume... 2 și 3. Dacă alea verzi sunt alea de Doamne ajută, astea sunt alea de Doamne ferește. Deci prima bilă de Doamne ferește tocmai o lansam. Bila roșie de Doamne ferește. A ajuns la 2. Și cea de-a doua ajunge la 3. Ioan, exact ce ai spus tu mai devreme, asta vreau să se întâmple. Valori mici. Să cadă bilele. Să cadă. Și doar să mă urmeze, să nu facă nimic altceva decât să mă urmeze. Aici, arată-le. Aici, aici. Hai, stânga, stânga, aici. Stânga, stânga. Aici, în stânga, nu. Nu, 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 nu. $22,500. Nu există așa ceva. 9.295. Asta e... Nu există așa ceva. Da. Nu este o sumă foarte mare. Mai ales în contextul marelui zid. Asta a fost o cădere urâtă. Se putea poate oricum și mai rău. E adevărat. Dar mai e o rundă. E o rundă întreagă în care să creștem această sumă.